prin forța aia, sunt mai aproape. E, aici, forța tare este exact pe toți. Cu cât particulele se apropie, cu atât ea este mai mică, ca tocmai să le permită să stea împreună în ăsta. După aia vine forța electromagnetică, pe care o știm cu toții, că băgăm degetul în priză. După aia vine forța slabă, care este cea din dezintegrările radioactive și a cărei prima interpretare cu cap și coadă a fost dată din... Eu am zis la un moment dat că a fost cel mai mare fizician care a trăit vreodată, Enrico Fermi. Și formă bine forța gravitațională, pe care iarăși o știm, că de-aia eu pot să stau în picioare și noi să puteți să stați pe scaun. Acum, forța electromagnetică e cam de 100 de ori mai slabă decât cea tare, forța slabă e cam de 1.000.000 de ori mai slabă decât forța tare și vine cea, una dintre cele mai neînțelese probleme ale fizicii din ziua de astăzi. Ce caută forța gravitațională să fie de 10 la puterea 38 ori mai slabă decât forța tare? Să ne înțelegem, 10 la 38 înseamnă așa, 100 de trilioane, de trilioane, de trilioane de ori. Deci este această problemă a ierarhiei forțelor și când o să ajungem să ne găsim un răspuns, o să fie ok. Ne jucăm, cum Alexandra și Adam sunt doctori în povestea asta de aici, cu modelul standard. Particula cea mai căutată din istorie, că a fost căutată din 64 până în 2012, îți dai seama, nu putea CERN să rateze, să dea palma finală Statelor Unite, anunțând descoperirea Higgs-ului pe data de 4 iulie. Da? Pentru că toată lumea aștepta, ca era sigură, că Higgs-ul și alte chestii minunate de particule o să fie descoperite de americani care porniseră să construiască SSC, Superconducting Super Collider, în localitatea Oaxaca, din Texas, au săpat cam 3/4, pe care băieții de la Washington au spus că e prea scump, l-au oprit și l-au lăsat așa. Deci ăsta a rămas așa cum este, a fost descoperit. Mie îmi face nu numai o mare plăcere, dar e o mare pentru mine să spun că, într-un fel, Alexandra, Adam și toți colegii noștri din clasa 4 Astronomia sunt coautori la descoperirea Higgs-ului, care este cel care a primit un an mai târziu premiul Nobel. Așa, aici marile epoci și vile găsiți când vreți să vă uitați. Un singur lucru vreau să vă spun, ce e scris cu roșu acolo. Deci, când a început totul, erau, cum s-a spune, toate forțile erau una singură. Asta înseamnă nu că nu altceva, decât că contribuțiile lor erau comparabile, până când se desparte și forța electromagnetică de forța slabă și asta se întâmplă la secunda 10 la minus 12. Deci, în momentul de față, energia care este vehiculată în LHC, acceleratorul pe care lucrează, sunt experimentele dintre care institutul lucrează în ATLAS, cel mai mare dintre experimente, în LHCB și în ALICE, LHCB-ul a descoperit Pentaparcul, energia din LHC este cea în care, puneți dacă vreți ghilimele, se recrează în interiorul vasului acceleratorului Universul așa cum era el când avea vârsta de o trilionime de secundă. După secunda 1 trec mai așa, asta este, am fost special astăzi înainte de pleca ca să nu mă iau bătaie de la Adam, de la Alexandra și de la Călin, colegul nostru.
Ăsta este articolul în care s-a publicat identificarea primilor neutrini care provin de dinainte de anul 400.000 al Universului, deci din Dark Ages, în care noi nu putem să pătrundem cu niciun telescop. Finalul Universului mai avem un pic de rezolvat urgent, supersimetriile, ca să nu probleme să ziceți că n-am fost cu minte și nu v-am spus tot. Știți ce sunt? Ați auzit cuvântul supersimetrie? Deci toți. Deci nu vă mai spun. Am scăpat. Eu atunci nu înțeleg de vreau să-mi spuneți ce este materia întunecată. Și acum am făcut special, pentru că i-am promis lui Florin Copun, v-am pus trei poze, îmi permit cu tot respectul, să-i rog, nu să-i pun să spună ceva, să-i rog cel mai mult și mai mult dintre dumneavoastră, pe Alexandra și pe Adam, să se uite la aceste trei poze, vedeți că, mă rog, până la detalii, așa când te uiți la ele, seamănă acceptabil de bine unele cu altele, numai că trebuie să vă spun că poza de sus este o simulare a distribuției de materie întunecată, iar pozele de jos sunt poze reale ale neuronilor din creier. Dar astea sunt lucruri bine definite, știm că nu le știm și cam știm cum să facem să le știm, numai că există încă vreo câteva lucruri. Și aici l-am pus pe Stephen Hawking, care a făcut din nou scandal monstruos cu povestea cu recuperarea informației din găuri negre și l-a spus la toți băieții, stați liniștiți, chiar dacă se întâmplă să cădeți într-o gaură neagră, aveți cum să ieșiți de acolo. I-a lăsat fericit, după care le-a spus, domnule, trebuie să fac o mică precizare. Este adevărat că se recuperează informația care e înghițită într-o gaură neagră, însă țin să vă spun că se recuperează într-o formă în care este atât de haotic, amestecat, încât este absolut inutilizabilă. Am primit un telefon, nu mai știu, acum vreo câteva săptămâni, la 8 seara, de la o doamnă de la Radio România Actualități, care mi-a spus că mă roagă să fac un minut cu ea, să explic cum e cu orizontul evenimentelor și cu ce a spus Hawking și așa mai departe, ca să bage în radiojurnal de la ora 10. A stat 13 minute de vorbă cu mine și a cerut scuze, dar a spus, trebuia să știu. Însă e un lucru pe care nu ni l-a spus. Care? Zice, vreau să vă aud cum ne spuneți că după această descoperire a lui Hawking trebuie rescrisă toată fizica, pentru că nimic nu se mai alege din fizică după ce el a făcut descoperirea asta. Și eu i-am spus nu. Și a zis, a fost intrigat, aproape era res majestate, cum să nu-i spun o asemenea chestie. Și atunci am spus ceea ce îmi permit să vă spun și dumneavoastră, mai ales pentru cei care știți mai puțin despre Hawking sau știți doar la ce se povestește și cum se spune în film, Hawking este de departe unic în istoria științei și cred că dacă s-ar alege cel mai mare specialist în marketing din știință, ăsta este Stephen Hawking. Pentru că el are geniul de a lansa niște chestii care sunt atât de scandaloase, încât, sunt serios acum, încât este formidabil ce face el, pentru că îi pune pe toți, și pe nefizicieni și pe fizicieni, pe primii îi pune să citească, iar pe fizicieni îi pune să încerce să vadă, domnule, ăsta e chiar tâmpit sau are dreptate. Așa că de câștigat tot noi câștigăm, mă se separa lux. Ce? Că nu se pierde informația,
Are dreptate, e grav, nu, el a făcut împreună cu un tip care se numește Kip Thorne și pe care, dacă nu știți ca fizician, în mod categoric îl știți, pentru că nu pot să cred că n-ați văzut, cum îi spune filmul lui? Nu, nu, asta cu, doamne, cu nava care... Interstellar, așa, valoarea, el este recunoscut în momentul de față ca filmul SF care se abate cât mai, cel mai puțin de la corectitudinea fizicii, și asta se datorează faptului că cel care a, inclusiv a desenat toate efectele speciale, a desenat pe hârtie, l-au făcut ei, a fost Kip Thorne, care este super profesor și super nume, și el împreună cu Hawking, acum o mulțime de vreme v-am scris aici, a făcut un pariu cu John Preskill, ei spuneau că se pierde informația, Preskill spunea că nu, și-au recunoscut la un moment dat că au pierdut pariul, pariul era făcut pe o enciclopedie și au făcut cadou enciclopedia baseball-ului, le aveți pe toate povestite aici când vă uitați. Ăsta este un lucru despre care aș vrea să vă spun. Pentru că este o chestie, nu mai este, deci nu mai este în niciun fel, cum să spun eu, fabricat, făcut SF și așa mai departe. Deci, vedeți, zona este pusă acolo, iarăși mă fac de... că e scris aici. Deci imaginați-vă că este această zonă pe care o vedeți desenată acolo, da? Care este situată între două constelații cunoscute, care se și pot identifica nu foarte greu. Nu că mă împurcați cu ăsta, că e prea intelectual pentru mine. Așa, între Centaurul și Vega, și imaginați-vă că dacă vă duceți și vă uitați, adică asta este o chestie observațională, s-a observat, e ca un râmb, ca un fluviu care curge, atenție, e un fluviu în care nu sunt doar bucăți de pietre și de stânci, sunt galaxii și clustere de galaxii și toate curg cu între 600 și 1000 de kilometri pe secundă spre un punct fix, spre o zonă fixă care este situată între Vega și Centaurul. Până acum nu există o explicație decât, evident, o speculație pe care au făcut-o diversi tipi care au spus, ne întrebăm dacă nu cumva este posibil să fie influența unui univers paralel care își arată efectele asupra noastră. Ăsta este multiversul lui Hugh Everett, al treilea, care a trăit doar 52 de ani, la jumătatea anilor 50. El era total nemulțumit de școala de la Copenhaga. De școala lui Bohr, nu mai intrăm în anumite, și atunci a venit cu alternativă la ce am învățat noi la mecanică cuantică, și alternativa a fost că în momentul în care, vedeți, ne apropiem de niște limite, inclusiv de acceptabilitate a lucrurilor, pentru că asta este mecanica cuantică. Da? Mecanica cuantică spune, domnule, eu am o entitate, da, care poate să fie și particulă și undă. Nu este corect spus așa. Deci ideea este în 23-24, și îmi place să citez în 24, când lui de Broglie, era prinț, și care este cel, apropo, care a avut ideea fondării CERN-ului, De Broglie, dacă puteți imagina, încă lumea era împărțită în două tabere, unii de partea lui Newton, că lumina e corpuscul, alții de partea lui Christian Huygens, care e olandez, care spuneau că lumina este undă. Și De Broglie a venit și a spus, nu e niciunde, nici particulă, este și undă și particulă.
De fapt, formularea corectă, corectați-mă voi dacă greșesc, depinde cum mă uit la ea. Depinde cum mă uit la ea. Deci de mijlocul meu de observare. Acum, mecanica cuantică vine și spune următorul lucru. Fiecare particulă are așa un fel, da, ca o rochie din asta plină de valuri de seară, care se numește funcție de undă, și pe supoarele ei sunt toate probabilitățile pentru orice configurație a particulei sau a sistemului respectiv. Și poate să trăiască până la adânci bătrâneți și să aibă toate potențialitățile în ea. Este suficient? Ați vrut să spuneți ceva? Da, eu cred că aici am făcut o confuzie între probabilități și dinamică, pentru că situația nu știu. Scuze, n-aud. Oamenii fac o confuzie între dinamică și interpretare probabilistică. Ecuația lui Schrödinger e o ecuație clasică. Da, dar după Schrödinger au mai venit niște băieți care au dat formula la lor a mecanicii cuantice, au fost bun, ca să-l iau numai pe cel mai celebru dintre ei, este Heisenberg și așa mai departe. Deci, cum spuneți dumneavoastră, ceea ce am eu de gând să spun în continuare este cum de a ajuns și Everett să facă pasul care l-a dus la ceea ce se numește astăzi multivers. În orice caz, ceea ce se numește interpretarea școlii de la Copenhaga, care înseamnă, în primul rând, cu tot respectul, înseamnă, în primul rând, Bohr, Heisenberg, Pauli, era ideea, ziceți? Interpretarea probabilistică a fost dată de Bohr în 1927 într-un articol. Poftiți? Interpretarea probabilistică a fost dată de către Born în 1927. Born a... vă supărați dacă mutăm când se termină povestea asta?